Fiecare dintre noi avem momente în viață când ne supărăm atât de rău pe o anumită persoană încât ne simțim incapabili să iertăm. Această atitudine are efecte negative asupra noastră, a persoanei care se supără, care nu poate să ierte? Sigur că da. Însă, înainte de a vorbi despre efectele negative, aș vrea să vorbim puțin despre neputința de a ierta. Vă rog. Simțim că nu putem ierta pentru că nu putem ierta. Piedica în calea iertării suntem chiar noi, firea noastră, firea umană bolnavă, căzută, nu mai are putința să ierte. Pentru că ne simțim nedreptățiți. Și în mod firesc simțim nevoia să ne facem dreptate. Eu sunt nedreptățită dacă m-ai împins și atunci mă voi îndreptăți dacă îți par capul. Până acolo se merge. Deci pentru puțin eu simt nevoia să mă răzbun mult mai mult decât mi s-a făcut, din cauza încărcăturii afective urmată de gest ofensator, de nedreptate. Și atunci, dacă așa privim problema și dacă așa sau le, nu e doar defectul meu a unei persoane anume, ci este defectul tuturor oamenilor, toți oamenii care nu s-au întors la Dumnezeu să le vindece firea, nu pot ierta. Și au această neputință și se vor răzbuna, vor căuta să răzbune mai mult sau mai puțin, mai tare sau mai puțin, în funcție de educație, în funcție de puterile sufletești, pentru că unii oameni sunt mai slăbiți în puterile lor din cauza mediului violent în care au crescut sau din cauza agresiunii pe care au suferit-o la rândul lor, alții sunt mai puternici, o educație mai bună, dar fără Dumnezeu nimeni nu poate să ierte. Și aici apar două situații, când într-adevăr suntem nedreptățiți și când ni se pare că am fost nedreptățiți. În firea noastră, simțirea pe care o avem în fața ofensei nu are capacitatea să analizeze dacă este pe drept sau pe nedrept. Este într-o zonă a sufletului care nu raționează, e în partea nerațională a sufletului. Și atunci eu trebuie să supun această trăire părții raționale, dacă am timp. Cum aceasta să fie mare viteză de reacție și care uneori îmi prinde chiar bine, pentru că dacă mă înfurii pe un câine care vrea să mă muște și ridic tonul la el și bat în picior și el fuge, atunci bine fac. Dacă mă împuri pe un diavol care îmi propune să fur ceva și o zic, pii drace, că nu vreau să fur, atunci bine fac. Că pentru aceasta mi-a dat Dumnezeu furia, mânia, ca să mă lupt diavolul cu răul care exista în lume. Și mânia poate să fie și bună, dacă o folosim într-un scop pozitiv. Mânia este bună. Mânia, în sensul de putere sufletească, este numită de părinți iuțime și este o putere a sufletului pe care ne-a dat Dumnezeu ca să ne apărăm integritatea noastră și valorile noastre și credința noastră și bucuria noastră de a fi în rai și de a fi cu Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu l-a făcut pe om, răul exista. Îngerii căzuți, diavolii, deja existau și îl urau pe om și urau binele, îl urau pe Dumnezeu, de fapt, și atunci îl instiga pe om la răutate, la mândrie. Și Dumnezeu l-a făcut pe om înarmat cu această putere, cu puterea iuțimii, pe care trebuia să o folosească în sensul acesta. După cădere, încă, mai spune Domnul, pune în Biblie, mâniați-vă, cum zicem psalmistul, mâniați-vă, dar nu greșiți. Sau, mai mult, să nu apună soarele peste mânia voastră. Deci, această putere a firii de a ne mânia de răutate nu este rea. Dar faptul că noi nu mai știm ce e rău și ce e bine, că ne mâniem pe ce ni se pare că e rău, sau mâniem pe fratele nostru, acesta este păcatul. Că vrem să-l lovim, că vrem să ne răzbunăm, că-l pedepsim. Deci partea de păcat este răzbunarea. Dacă vedem acolo unde a apărut prima dată răutatea între frați, între Cain și Abel, când aduc amândoi jertfă și Dumnezeu nu privește la jertfa lui Cain și în Cain se ridică un sentiment de întristare. El nu înțelege de ce nu este primită jertfa, de ce s-a întristat și fața lui s-a posomorât. Dumnezeu îi spune, de ce te-ai întristat și te-ai posomorât? Vezi că păcatul bate la ușă, dar tu nu-l primi. Deci, iată, Dumnezeu nu l-acuză că s-a întristat. Nu ăsta era păcatul că s-a întristat. Acesta era slăbiciunea omului deja căzut, că s-a întristat, pentru că el credea că este îndreptățit să-i primească și jertfa lui și nu accepta că poate Dumnezeu avea un gând. Putea să-l întrebe, Doamne, dar tu de ce nu primești jertfa mea? Sau, frate, văd că tata o primește, întreabă-l ce are cu mine. Și dacă ar fi avut timp să... Dar el s-a supărat. Însă Dumnezeu intervine și arată că îi respectă supărarea, dar are puterea să nu facă păcatul, păcatul de a te răzbuna pe fratele tău. Același lucru se întâmplă și cu mine. Ai dreptate, dar nu a ta e răzbunarea, a mea e răzbunarea, că tu nu ai măsură. Când eu vreau să îmi fac dreptate,
iau locul celui drept, singurul drept este Dumnezeu. Acesta este păcatul meu. Și aici este neputința noastră. Și Dumnezeu înțelege asta, de aceea s-a făcut Dumnezeu om. Și vine la mine în fiecare sfântă liturghie, și vine la mine prin botez, și vine la mine prin spovedanie, și vine la mine prin aghiazmă, prin sfânta împărtășanie, nu mai vorbim, intră în mine, ca să-mi dea mie putere să nu mai îmi fac dreptate singură. Să nu mă mai răzbun, nu să nu mă mai mâni. Unii sunt mai blândi din fire, alții sunt mai uți din fire. Noi nu trebuie să ne schimbăm firea, ci să o întărim cu harul lui Dumnezeu ca să nu mai facem rele cu puterile pe care Dumnezeu ni le-a dat să le folosim bine. Așadar, furia este o armă pe care trebuie să fim atenți cum o folosim. Nu furia, nu. Furia este păcat. Mânia. Mânia, iuțime. Fără de care nu putem intra în împărăție. Că zice, împărăția se ia cu sila, cu forță, cu putere. Această putere a noastră ne este dată ca să intrăm în rai. Să ne luptăm cu ispitele, cu diavolul, nu cu fratele nostru. Aici este căderea. Dar să nu ne speriem, să nu ne complexăm că, vai, ce rău sunt, că nu pot să iert. Ci să zic, Doamne, ia uite-te la mine ce slab sunt, nu pot să iert, întărește-mă. Dacă nu spun asta, atunci înseamnă că sunt rău. De-abia de aici încolo devin rău. Când nu recunosc că nu pot și că fără tine, Doamne, nu pot, dar tu vino și ajută-mă să iert. Și apoi să facem exerciții mici. Să iertăm întâi lucrurile foarte mici, care ne costă atât de puțin. Eu am ținut în brațe o doamnă care plângea, care devenise foarte credincioasă în unei mari nenorociri. Ei fusese ucis băiatul și soțul de finul ei. Și ea plângea că nu o să poată să intre în rai pentru că nu poate să-l ierte pe ucigaș. Or, mintea noastră nici nu îndrăznește să judece asemenea femeie. Numai Dumnezeu îi va da ei putere în taina lui și atunci când va vedea poate binele copilului ei și a soțului ei și binele pe care l-a trăit ea venind la credință după această nenorocire, acolo nu putem cere. Dacă ți-a zis cineva ce urâtă îți vine bluza aceasta sau ce te uiți așa la mine, ce știu eu, lucruri de nimic, aici trebuie să facem exercițiul iertării și încet, încet vom vedea beneficiul iertării. Pentru că astăzi doctorii și psihologii și psihiatrii recunosc că mulți oameni sunt bolnavi din cauza că nu pot ierta. Și, măi, oameni, bunica, atunci când, să zicem că aș avea o treabă importantă de făcut și am nevoie de 10 oameni la muncă. Și la un moment dat vine un hoț la noi în casă și îl prindem. Dar ăsta e foarte puternic și 5 din cei care ar trebui să muncească țin hoțul în beci și stau cu el în beci și îl țin acolo și eu nu voi putea munci decât cu 5, dar va trebui să hrănesc și pe cei 5 din pinsniță și pe hoț. Cam așa facem noi cu ce nu putem ierta. Puterile sufletului nostru se duc acolo ca să țină supărarea aceea, să-l țină și eu nu mai am putere nici să mă bucur că afară e soare, nici să mă bucur că fetița mea a luat 10, nici să mă bucur pentru că eu trebuie să țin acolo pe cel care mi-a zis că-s proastă și mi-a omorât găina și știu eu ce altceva mi-a mai făcut. Deci ne slăbește puterile sufletului și prin asta ne secătuiește și organismul în final. Se deblochează acolo, înțelegi, este un fel de cancer a sufletului și de aici se face și cancerul trupului, de aici se face ulcer, de aici se fac foarte multe boli care atunci când omul se împacă cu părâșul, cum zice Domnul, iartă, se împacă cu sine, se iartă pe sine că sunt oameni care nu se pot ierta pe ei, ce și Dumnezeu m-a fi iertat, dar eu nu mă iert. Sau sunt oameni care spun, eu am uitat, așa, dar lasă că știe Dumnezeu, vede Dumnezeu, adică îl transformă pe Dumnezeu într-o unealtă de restabilire a dreptății prin pedepsirea, neapărat pedepsirea aceluia. Cum facem când nu putem să ne iertăm pe noi înșine? Îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, Tu ai zis să ne iertăm vrăjmași, să iubim. Cel mai mare vrăjmaș al meu sunt eu. Cel mai mare rău eu mi l-am făcut mie. Și văd că Tu ești atât de bun și mă ierți. Te rog frumos, învață-mă să mă iert. Dă-mi putere să mă iert. Că noi fi eu mai dreaptă decât tine. Îl întrebăm pe el. El atât de bun este și ne dă puterea aceasta. Cum ne purtăm cu cei cu care nu ne pot ierta? Este treaba lor. Iertarea e decât problema mea. Deci eu nu merit pe cineva pentru că lui îi pare rău. N-aștept, nu scrie nicăieri, iartă pe cei care cer iertare, nu. Nu, dar dacă eu mă simt vinovat totuși față de persoana respectivă, cum mă reabilitez? Eu mă duc și cer iertare. Deci eu voi cere iertare întotdeauna pentru partea mea. Și indiferent dacă celălalt primește iertarea mea sau nu o primește, dacă e violent sau nu, deci eu îmi fac datoria și cer iertare, dar ca să-mi fie mai ușor, îl anunț pe Dumnezeu, Doamne, acoperă-mă că mă duc să-i cer iertare pentru partea mea. Și nu contează cum se poartă, eu să-l iert. Și eu să cer iertare pentru partea mea. Apoi, seminarii întregi despre iertare, că nu este un lucru foarte ușor. Că mulți spun am iertat, dar nu uit, sau am uitat. De fapt, uităm. Nu trebuie să confundăm iertarea cu uitarea.
Uitarea este băgarea în beci a vrăjmașului și ținem acolo cu toate puterile noastre. Iertarea face ca eu să-mi aduc aminte, dar să nu mai sufer. Deci atunci ne dăm seama cu adevărat că am iertat, că nu mai suferim atunci când ne amintim. Da, da, când mă amintesc eu nu mai sufer. Ba, se întâmplă chiar să zâmbesc. Dar, ui, nu trebuie să confundăm iertarea cu împăcarea. După iertare ne putem împăca, dar putem să nu ne împăcăm. Așa cum, din nefericire, foarte mulți oameni care se rănesc unul pe altul se împacă fără să se ierte. Și aceasta duce la un adevărat iad. Sunt familii care trăiesc ca în iad pentru că se împacă mereu și nu se iartă niciodată. Și la fiecare nouă ofensă și aduc aminte tot, crește muntele acela de obidă și de durere și de nevoie de răzbunare. Și atunci, important pentru noi este iertarea. Împăcarea poate să aibă loc sau poate să aibă. Dacă cel pe care îl iert abuzează de mine, mă ofensează mereu, îmi face mereu același lucru. El mă jignește sau mă asuprește. Eu îl iert pentru ce mi-a făcut până aici și de aici încolo mă despart. Deci mă duc, divorțez, Doamne, păzește, plec de la slujba aceasta pentru că... Dar îl iert, în fața lui Dumnezeu, eu îmi fac această datorie, îl iert și îmi iau puterile mele libere și plec cu ele libere, îl pun pe pomelnic la vrăjmaș, îi doresc să se mântuiască, dar eu nu mai intru în relație cu el pentru că nu vrea să se oprească. De câte ori putem să iertăm? Dacă își cere iertare, de 70 ori câte așa. Dacă nu își cere iertare, odată și bine. Nu e vinovat celălalt că mă rănește din nou, dacă eu reiau relația fără să-și ceară iertare. Eu te iert, dar ți interzic să mai faci asta. Cum? Apărându-mă, plec, ți interzic. Sau apelez la lege să mă protejeze, sau apelez la cei care mă pot proteja. Aici trebuie să fim foarte ferm. Și atunci cel care abuzează, îi va fi frică, își vede interesele, vede care de pierdut, dar al nu interzice la să te-i trece, să nu ne tragă. De fapt, îl încurajăm să abuzeze în continuare. Da, și suntem complice la păcatul lui sau la păcatul nostru și trebuie să fim foarte atenți. Dar problema noastră de bază este aceasta, noi să iertăm. Și pe măsură ce noi vom ierta și vom înțelege această minune, relația noastră cu oamenii se schimbă. Deja și cei care sunt supărați pe noi se pot schimba, da, asta e treaba lor. Este iertarea o cale de a-L cunoaște pe Dumnezeu? De a-L vedea față către față așa și de-I cunoaște puterea. De fapt, iertarea este chiar Dumnezeu, este chiar de la Dumnezeu, Dumnezeu este iubire. Și iertarea este forma cea mai costisitoare de iubire, este forma cea mai înaltă de iubire pentru noi oamenii căzuți, sensibili, hipersensibili, care ne rănim din orice. Și atunci iubim Dumnezeu, este ca Dumnezeu când iertăm ca Dumnezeu. Dumnezeu când iartă, nu-ți mai scoate ochii, nu-ți mai aduce aminte și îți dă și toată puterea înapoi. Și atunci eu, făcând ca Dumnezeu, sunt ca Dumnezeu și nu pot să fac asta decât cu Dumnezeu, în Dumnezeu.